Petru Bode cel tânăr avea la moartea tatălui său numai 12 ani. A domnit deci sub tutela mamei sale Chiajna, căreia contemporanei mai spuneau și Mircioaia, adică soția lui Mircea Ciobanul. Era o femeie energică, de mare voință, aprigă față de dușmani, cultă, dar fără scrupule și lipsită complet de moralitate și de pudoare. Un fel de Caterina a noastră. Știa turcește, în exil la Alep a învățat și limba arabă. Auzind de moartea soțului ei, boierii pribegi în Ardeal au trecut munții, cu puțină oaste, la începutul lui octombrie 1559. Ciocnirea a avut loc la satul Românești. Mircioaia, împreună cu Petru, au fost nevoiți să se retragă peste Dunăre. Boierii tânărului domn, rămași în Giurgiu, se întorseseră însă îndată după aceea cu ajutor turcesc și izbutiseră să înfrângă pe pribegi la Șerpătești. Înainte de 5 noiembrie, situația era restabilită. Un nou atac, peste o săptămână numai, al altor nemulțumiți veniți de data aceasta din Oltenia, este și el respins. În luptă, la satul Boian, cade, printre alții, Banul Matei din Caracal. Sub cârmuirea efectivă a mamei sale, Petru s-a putut menține aproape 9 ani de zile, până în iunie 1568. Pribegii, care în urma înfrângerii de la Șerpătești trecuseră înapoi în Ardeal, n-au mai îndrăznit să facă o nouă încercare. Din pricina lor însă, în aprilie 1564, drumurile spre Brașov erau închise. În septembrie, în același an, constatăm că raporturile se restabilesc și negustorii pot veni iarăși cu mărfurile lor în țara românească. În 1566 întâlnim pe un pretendent care își zicea Nicolae Basarab, fiul lui Barbu, Neagoe. Era poate vreun fiu al lui Barbu al III-lea, Craiovescu, deci nepotul lui Neagoe Basarab. Poate să fi fost însă și vreun simplu aventurier cu o filiație plăzmuită. Oricum ar fi, planurile lui nu reușesc. Petru își continuă domnia. Mircioaia avea legături foarte puternice la Constantinopol, atât printre dregători sau meghistani, cât și în haremul împărătesc, fiind susținută de mama și de favoritele sultanului. Bineînțeles, toate aceste relații costau bani grei. De aceea, ne spune cronica, adaus sau Petru Vodă cu mumă sa la bir 5 aspri. Așadar, o nouă sporire a fiscalității destul de apăsătoare și fără acest supliment. Tot pentru a-și întări situația la Constantinopol, a hotărât Mircioaia să intre în legături de rudenie cu puternica familie a Cantacuzinilor. Conducătorul acestei familii era pe atunci Mihail Cantacuzino, un om de o bogăție fabuloasă, izbutise să-și asigure monopolul desfacerii sării și de o dibăcie care, stârnind admirația turcilor, îi făcuse pe aceștia să-l poreclească Șeitanoglu, adică fiul dracului. Fratele lui Mihail ceruse pe una dintre fiicele Chiajnei în căsătorie și răspunsul a fost favorabil. Nunta a avut loc la București. După aceea, perechea porni, urmată de multe care, cuprinzând zestea și darurile primite spre Anhial, pe țărmul Mării Negre, unde era un palat al lui Șeitanoglu. Pe drum, izbucni însă un conflict între soț, care trecuse de 50 de ani, și soție, care avea numai 15. Rezultatul a fost că Mircioaia își aduse fata îndărât acasă împreună cu toată zestrea, ba și cu partea din lucrurile mirelui. De aici urmă scandalul, reclamație la sultan, care obligă pe doamnă să restituie lucrurile ce nu-i aparțineau și o dușmănie pe viață și pe moarte cu Cantacuzinii. Se adeverea odată mai mult dreptatea proverbului care spune că mai binele e dușmanul binelui.
vrând să câștige de partea ei pe Şeitanoglu, Chiajna și-l făcuse acum cel mai aprig adversar. Intrigile au durat vreo 2 ani de zile. În cele din urmă, Petru fu chemat la poartă să aducă tributul. O asemenea chemare era întotdeauna cu primejdie, fiind urmată adeseori de exil și chiar de pierderea vieții. Tânărul domn plecă însoțit de 1000 de boieri și slujitori. Lua la el și 100.000 de galbeni. La 31 mai 1568 își făcu intrarea în Constantinopol. La 1 iunie tributul era predat. A doua zi, la 2 iunie, Petru era arestat și se trimiteau ceauși să fie adusă și mircioaia. Banii nu-i putură scăpa. Domnul Mazil, împreună cu mama sa, trebuie să ia lungul drum al surghiunului, tocmai la Alep, în Siria, apoi la Konya, în Asia Mică. În acest din urmă oraș, surprinse moartea, la 19 august 1569, pe tânărul și bolnăviciosul Petru. Nu e exclus să fi fost otrăvit. Piatra sa de mormânt se păstrează și astăzi în biserica grecească, cu hramul schimbării la față din Konya. Mircioaia rămase însă mulți ani în depărtatul Alep. Un călător german povestește că a văzut-o acolo în 1579 împreună cu copiii ei. Şeitanoglu triumfase. Dar peste câțiva ani, numeroși dușmani pe care și făcuse prin intrigile și mai ales prin exacțiunile sale, îl învinseră la rândul lor. La începutul lui martie 1578, sultanul, iritat de reclamațiile continue, între ele erau și acele ale hanului tătăresc, dădu poruncă să fie spânzurat. Și într-adevăr, Mihail Cantacuzino pieri de această moarte rușinoasă, iar averea i se vându la mezat. Chiajna era răzbunat. Tronul țării românești rămase însă pierdut pentru totdeauna. Petru cel Tânăr s-a căsătorit la 22 august 1563 cu Elena Cherepovici, fica dregătorului și capitanului Nicolae Cherepovici din Ardeal, sârb de origine. Căsnicia nu dură însă, probabil și din cauza aprigei soacre care era Chiajna. La 22 ianuarie 1564, așadar numai după 5 luni, tânăra doamnă se întorcea îndărât, trecând prin Brașov. În mai 1566, ea părăsea definitiv țara românească. Avea la această dată și o fică, pe Tudorița. Petru cel Tânăr a făcut mănăstirea de la podul Colentinei, lângă București, numită mai târziu Plumbuita. A zugrăvit biserica de la Curtea Veche, unde era îngropat tatăl său, și biserica cea mare a mănăstirii, Snagovul. S-a interesat și de mănăstirea Argeș, dăruindu-i satul Flămânzești. În timpul lui, în 1563, e amintită în documentele mănăstirea Poduri, poate Podeni, în județul Prahova.